astăzi va trebui să nu alegem groapa griște și să câștigăm diamantele din chesturile ascunse în Minecraft. Mai bine sunt aceste groapi. Dați și voi un like să facem 1000 de like-uri în primele 24 de ore dacă vreți să postăm următorul clip și Pantaleon este aici să ne ajute. Avem aici niște chesturi cu iteme, amândoi le avem puse la fel, aceleași iteme doar că în ordine diferită și va trebui să alegem cu ce item ne vom bate în groapa pe care o alegem. De exemplu, eu de la Costin 1, 2, 8, 3, 9, 7, 25 iau o lopată, pentru că practic e cel mai slab item de acolo din punctul meu de vedere și mă arunc aici în groapa asta să văd ce găsesc. Bă, ești de bun! Stai! Aici avem armură și nu pot să cred că am nimerit din prima. Aici o să avem armură, dar acum nu este pentru că practic nu am început jocul și jos aici este Hagiwagi cu care va trebui să mă bat. Da, nu știu ce să zic, mă bate Hagiwagi, mă, bă, lasă-l pe Hagiwagi în pace, mă, că-i băiatul meu, mă. Ia, mă, hai că-l bat vreodată pe Hagiwagi. Deci, practic, Hagiwagi este o rundă troll. Avem 4 groapi și noi va trebui să alegem groapa corectă pentru a supraviețui și a lua diamantul din cestan. Ia zi, mă, ce ai pus în asta mov, mă? Bă, doar că nu ai tupeu să te duci în albastru. Deci nu ai tupeu, pur și simplu. Ce, mă? Bă, tu știi, acum asta dacă e coincidență sau nu știu ce e. Bă, eu acum, în momentul ăsta, sunt îmbrăcat în albastru. Am înțeles, deci, eu te văd portocaliu. Deci clar, mă duc în albastru și fii atent că-mi iau și sabia de diamond albastră, bă. Mamă, sunt albăstrelu, albăstrit, nu știu cum să zic. Bă, mi-e cam frică, sincer, că cred că mi-a pus cele mai ușoare chestii. Du-te în albastru, mă, da. Nu, mă duc în galben, ce ești nebun, hai că mă duc în galben. Bă, hai că mă duc, dar sper să nimerez gaura aia acolo cu armura. Bă, mă, că chiar s-a dus anima. Bă! Cum ai ajuns direct acolo? What? Nu știu, dar știi care e problema? Mai am 4 inimioare. Am înțeles. Opa! Opa! Mamă! Vezi că-s cam albastru tot acum. Uitați-vă la mine. În camera albastră, îmbrăcat în albastru și în joc și în realitate. Și uitați, bă, sabia legendară albastră. Ok, asta albastră. Nu e bine. Am început cu norocul, bă, direct. Am primit mâncare de la Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult. Trebuie. Am înțeles. Bă, dacă sunt, Doamne ferește. Ai reușit să cazi pe margine de slime sau ce ai făcut? Nu știu ce am făcut, am apăsat shift, bă, hai că revin, că de mic ar viața. Gata, mă, am și viața plină, ia-ți carnea înapoi, mă, că nu mai ai nevoie. Bă, nu, sorry, carne. Pot să zic doar că și mobul este albastru. Bă, n-ai cum, bă, ce mob ar putea fi albastru? Bă, îți ceva mobi albastru, mamă, îți 20 aici, te-ai dus. 20, mă, hai că e albastru mobul, dacă e, du-te pe stil. Hai că mă duc, mă. Ba, o inimioară! O inimioară! Da diamantul! Mamă, nu mă cred așa ceva. Bă, eu ți-am dat chestii bune, dar totuși. Bă, dar tu nu te pui cu puterea albastrului, bă, deci n-ai cum niciodată în viața asta să te pui. Hai, Pantaline, alegeți arma. Mă, nu vreau să fiu mai prejos decât tine, așa că merg și eu tot cu sabia de diamond, pentru că nu vreau să te las pe tine cu 1-0 momentan. Deci ți-ai luat efectiv cea mai bună sabie? Tu nici măcar nu știi ce ți-am pus acolo. Păi și ce-i dacă? Cu sabia asta de obicei iar că am trebuit să-i ban, nu știu ce să zic. Nu știu, frate, alege, te las alege, deci nici nu, ai putea să piși la rău. Gen, la Revenger. Să aleg, galben, bă. Nu știu, frate, alege ce vrei, nu mă bag în combinațiile tale, ești îmbrăcat în galben, zi sincer. Mă arunc în albastru, bă. Aruncă-te unde vrea sufletul tău de panda, urâtă panda. Eu sunt îmbrăcat în alb, din păcate, și nu avem alb, așa că merg la galben, că e cea mai apropiată. Hai că e apropiat de alb, galben. Fii antenă. Ia să-l vedem, bă, nimerește gaura. Bă! Am înțeles, și ăla și el de pe la plană. Bă, și eu am armură de diamant? Păi, nu știu, frate, dacă aici ai nimerită, ce vrei să-ți fac? Ok, dar ce fac eu în această situație? Stai că am o bucățică de cărniță. Mamă, mă bag cu jumătate de viață. Am tupeu. Nu, n-aș avea tupeu. Bă, dar ce să auzi, mă? Du-te și bate-te dacă ești șmecher. Bă, nu se aude nimic, sigur. Îți deschid ușa cu forța, bă. Hai, bă, că n-am viață, bă. Hai, mă, ți-ai încărcat viața, du-te odată. Da, mă, da, lasă-mă în pace. Bă, dar de ce închizi ușa, mă, hai? Dai, gata, mă, că bat. Aaa, păi te-ai bat ușor, mă, ești hai nebun. Hai că-i bați. Bă, chiar... Închide-mă ușa să nu evadeze. Ăștia nu te atacă, mă? Păi știu cu cine se pun, mă, frate. Mi-am consumat astea degeaba, bă. Ăștia stau cu capul în tavan, mă. Mi-am consumat degeaba sabia de diamond, vai, de capul. Dă-mă diamantul. Bă, am vrut să le iau eu, mă, dar l-am văzut. Bine ce ești, pleacă de aici. Bă, era tatunul, ce faci? Să te văd cum... Ia, stai că-i dau acum, Ia uite. Bă, stai, mă, du-te acolo în spate, mă. Ce minte, copilul, bă. Bă, a vrut să-l ticeze la diamantul fără să asta, înțelegeți? Hai să-i bată pe toți. Poate să urce.
Acolo ai rămas, barbașane. Bă, vrei să zic o treabă? Zi, mă. Dacă mie albastru mi-a purtat noroc și am bătut cel mai rău mob pe care ai putut. Vezi să pui că în viața ta. Vezi că nu-i neapărat noroc, nu știu cum să zic. Bă, am că fost bun, tocmai la frate. Revenger paletă. Bă, am fost bun. Ai înțeles? Da. Am fost bun rău de tot. Așa da, că... Rău. Păi dă-mă noroc pentru că l-am bătut, asta e ideea. O să mă duc tot la albastru. Am pus diamantul aici ca să nu-l pierd în caz de orice. Că ăsta mai face manevre și eu știu că am un diamant aici. Și o să-mi iau poemă. Ce zici de asta? Unde vezi tu diamant? Asta mă întreb eu. Bă, pune diamantul la loc, că l-a văzut toată lumea. Bine, pune... mă. Bă, alo, alo. Diamantul la loc. A, pe tot albastru, a, așa. Scuze. Bun, și o să mă duc tot în albastru. Și fii atent cum mă duc. Viteză fii Ferrari? Atent. Fii atent! Dă-te! Bă! Aoleu, mor! Aoleu, ce m-am distrat! Bă, de ce ai făcut asta, bă? Și practic, acum e ce-am făcut? Am pierdut runda sau mă mai rucă dată? Hai că am pierdut runda, cum să zic? Iată că l-a nimerit acum! Da, dacă îl nimereai din prima... Mi-ai și pus ceva acolo sau s-a? Da, fii atent, aveai și aici și aveai și mob. Ia, dacă... mă, sunt curios ce mob am pierdut. Iepurile, bă, doamne! Era un singur iepure pentru că m-am gândit că dacă reușești să faci chestia asta, meri să câștigi runda. Bă, dar nu mă așteptam să fii chiar aici, în partea asta, doamne ferește. Deci am pierdut runda asta, am înțeles. Da. Bun, i-am pregătit la barbasan aici, haideți să vedeți cum arată chestiile toate de sus. Bun. Bă. Și acum... Alege, frate, dar mai întâi vreau să știu cu ce te bați. Am înțeles, bă, asta clar mi-a pregătit și mie o capcană, bă, aia se răzbună cu tine. Nu știu, frate, acum tu alegi ce bă, vrei tu. O să-mi iau, cred că, cea mai... Mamă, lupata e cea mai slabă, nu, îmi iau toporul de lemn, singura armă de lemn. Ok, și ok. Mă duc, zi tu un număr între 2 și 9. 2 și 9? Da. Păi de ce, că-s numai 4? Nu contează. Deci avem mob, roșu, albastru, galben. Bă, te apropia, că tu vezi în ele, bă. Nu, păi să văd culoarea, bă. 8, bun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bun, merg pe asta. De ce? Ce-i f- Bă, mă face cu lava, bă. Bă, stai, bă, că n-am văzut nimic, bă. Ce te-ai aruncat așa, Ferrari? Bă, ești. Pe ce mai contează că nu m-ai făcut cu lava? Bă, dar ce, cum ai sărit? Păi, am... Și că cum am sărit? Foarte ușor, ui, așa, pac. Am înțeles. Mamă, eu cred că dacă îmi pune lavă în bă... Mamă, frate. Ai de capul tău, copilași. Mamă, și-a luat și armura de aer, n-am și uitat ce armură i-am pus acolo. Așa e că ai pus lavă în toate? Nu. Ok. Nu, chiar nu, că am arătat la oameni, ce-i? Bă, mamă, păi ăștia mă babă! Nu știu, frate, ți-am pus numai doi. Aba, nu, că am armură, e bine. Vezi, mă, bă, am fost băiat finu și mi-ai luat și punctul. Hai, dă-i drumul la asta. Bă, și tu aveai aceleași șanse la mine. Trebuia să cazi în lavă, tu, bă, uite așa. Trebuia, dar nu, uite. Am zis că trebuia să cazi așa în lavă, bă. Nu merge, mă. Bă, n-am zis, bă, să cazi în lavă. Hai, că mai cazi în lavă. Bă, bine, bă. Așa, foarte bine. Bă, sper că nu mi-am mai făcut iar manevre de alea. Nu, de data asta chiar fără manevre. Am făcut o manevră fiecare, mai pișcă frâna. Da, că nu am făcut manevre dacă luat, e. Și am luat pișcă frâna. Uite aici ce am luat, da? Haide, te invit. Deci eu văd ce face, tu nu vezi de aici, atâta zic. Bă, m-aș duce și eu tot... Ce, mă? Da. Am înțeles. M-aș duce și eu tot la mov, dar am fost de două ori la albastru. Și parcă albastru e cam ca mov, așa. Mă duc la roșu sau galben, sincer. Cred că mă hai la galben dacă ai tupeu. Bă, m-aș uita, bă, înainte să sar, mă crezi? Nu, deci nu vine, te uiți. Îmi vine să mă uit, bă. Nu te uiți, sar zi, direct. Zi, măcar, să sar pe mijloc sau într-o parte sau cum? Bă, eu zic să sar mai pe... cum vrei tu, mă. Hai, mă, că am sărit. O, bun. Bă, când îți zic că nu-i trop... Nu, mă, tărmura! Mă, tărmura, bă! Vreau, stai două secunde, vreau neapărat să-ți arăt ce era ta ce... Și vreau să-ți spun că era cam necesară armura. Ok. Deci nu cred că o să rezici fără armură, îmi pare, I'm sorry, pe asta m-am bazat la aici. Și nu și-o luat nici armă bună, ești paș, pa băiatul. Mamă, cum vin pe mine? Mamă, a rămas fără armă, bă! Mamă, m-am scos afară din cameră, bă! Da, dacă luai armă... Oare le bat aici pe slime? Fie de că le bat pe slime! Bă, abuzează de hartă. Păi n-am cum, efectiv, că m-au dat afară, nu pot să intru peste ele. Mă, mă, cât te-mi vin, armata de găini. Bă, dacă te-ai pus 100, bă. Da, bă, dar dacă aveai armura, astea au fost. Hai că cum mai erau câteva. Mai erau 100, cred. Bă, dacă aveai armura, le băteai leger. Uite și tu câte găini mi-a pus acolo, doamne, cine bune. Recunoaște că e vina ta că n-ai luat armura. Bă,
Ce antenă, dacă vrei testăm cu armura să vezi că le bade reușit. Lasă-mă că știu că le bați, că am bătut și eu așa la ele, dar mi s-a dus și arma, mi s-a dus toată aia, frate, ghinion. Ui, cu armura aproape că nu-mi scad viață, despre ce vorbim? Da, adevărat. Hai, treci încoa să facem runda următoare, că să vezi ce-ți fac, doamne, să vezi ce pățești. Ia alege-mă acum, șmechere. Bă, o să-mi iau în primul rând cea mai bună armă, că-s conștient că o să te răzbun pe mine. Așa. Bun, mi-am luat pickaxe-ul de nederite, practic singura armă de nederite. Ok, okay. Și? Și avem așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bă, mă duc pe roșu, bă. Du-te, frate. Du-te, unde ești, bă, te-am pierdut? E alegerea ta, bă, du-te. Sigur? Unde vrei. Da, mă, frate. Deci gata, să te mă duc mai bine. O, mă, că nu mă duc, mă. Bă, ești de bun. Bă, să mă duc pe albastru. Nu știu, frate, eu deja nu mai zic nimic, că după zici că te influențez ca astea. Fii antenă cum facem. Dacă promiți că n-ai pus nimic aici, o să sar aici. Păi eu nu promit nimic pentru mine. Ok. Deci eu nu zic nimic pentru că după o să te influențez, că dacă ți-aș fi promis, nu te-ai mai fi dus acolo sau dincolo sau în partea ailantă. Am vrut să sar cu spatele, dar după aia cum iau armura? Bă, să sar cu spatele? Nu mă sare cu fața, mă sare cum vrei tu, nu mă interesează, că nu-s regulile astea. Bă! A sărit, bă! Ui, bă! Bă, aveam o mică șansă să intru direct deci aici. Era gol, tu ai văzut că era gol. Nu. Băi de capăt. Mă scurg încet. Aolea, s-a dus. Vină-mă încoa dacă ești șmecher. Vină-mă încoa. Păi sunt aici. Bă, n-am și eu un bloc la mine, că puneam un bloc aici. Ai, făceam că de... bloc. Ce faci, mă? Te scurge, așa? S-a scurs de tot, mă. Bă, da. Șpa, șpa. Cum reușim? Tu mi-ai pus în toate gaură sau cum? Nu, uite. Uită-te, uite, poți să te uiți. Mă, mă, lași, atât de deștept. Deci, într-una aveai tot găini și aveai trei găini atâta. Da, deci mă, le băteai, da. Le făceai praf, aveai trei găini și armură de piele, bă, da, cea mai mă, ușoară. Da, știi unde era aici, la roșu. Chiar mă așteptam să nu alegi roșu. Hai că te-am pupat, bă. Bă, eu m-am uitat așa pe încestane și tu ai două diamante. Și am doar unul, nu știu cum să zic. Și o să am trei runda viitoare. Așa că eu o să am două acum și tu o să ai doar unul, ok? Păi uite, bă, zic de pe acum. Asta e calculul normal. Deci eu zic să te uiți. Vezi că calculul este că ai deci doar nu vrei să șanse. Te uiți? Bine, frate. Ok. Atunci îmi iau bă, sincer, câine. Îmi iau o sabie de stone. Așa. Bă, eu pot să zic doar atât. Într-o gaură și... n-ai absolut nicio șansă. În care, mă, în asta de aici? Da, în asta, da. Hai că o să vezi, te arunci, haide. Bă, știi care e fața? Eu aș vrea să mă duc tot pe galben, pentru că doar ce am reparat partea aia acolo și nu cred că ai fi distrus-o iar tot acolo. Eu așa gândesc. Păi nu, ce mai mă știi pe mine să te trolez? Bă, știu sigur 100% că am reparat-o, că am reparat-o împreună, așa că mă duc aici. Bine, mă. Bă, ce e, bă? Ăla e Haki Wagi, bă! Că ne-ai ajuns nici la armură. Deci mi l-a pus pe Haki Wagi, cum... Aolea, nu, Haki Wagi. Bă, deci... De ce mi l-ai pus pe urâtul ăsta? Că am zis că îl punem doar în intro să arate frumos și atât. M-a adus înapoi la el, mă. Ce, mă, că pe ăsta nu-l bați nici cu... Nici cu... Am sărit în altă de asta. Am înțeles. Bă, adu-mă la Haki că vreau să mă bag cu el. Îl aduc pe Haki la tine mai degrabă. Nu! Bă, nu pe Haki la... Mi-a pus 100. Bă, de ce ai pus 100? Că nu efectiv, știu, jur că am apăsat o singură dată unie. Pe mouse. Lasă că mă duc la ăsta singur. Bă, de aia ce armură am avut măcar? Ce armură? De piele. Mi-a dat armură de piele ca la ultimul fraier, bă, atât am fost să luat, ești slab. Am înțeles, lasă că vezi tu. Hai, mă, să te văd. Bă. Ți-am pus chestii mai grele, să știi. Te las pe tine să alegi arma, în primul rând. Bun, alege tu, ia-ți o sabie, oricare. Sabie de golden mi-au. Ok. Rămân numai alea de piatră, pus să știi. Bun. Ok. Și dacă am luat sabie de gold care e galben, mă duc la galben, logic, nu? Aici galben. Du-te, bă, unde vrei, nu mai zice tu că mă duc, că mă aia, că tu vrei să-ți dau indicii și eu nu-ți dau nimic, ca să știi. Ba, sincer, cam asta vreau. Nu-ți dau nimic, ești nebun, deci am să nimic nu zic. Pisologia. Bă, dar dacă m-aș duce totuși pe albastru sau pe roșu? Albastru sau roșu, tu ce zici? Eu nu-ți zic nimic, înțelege-mă o dată. Bă, de ce tot încearcă să scoată informația, bă, n-ați mă. Star cu spatele pe roșu, bă. Okay. Stau bine că nu-mi dau seama unde stau. Dă-te mai în dreapta. Așa? În dreapta, mai. Așa, gata, acum. Nu, mai stânga, bă. I-am făcut joc, mă, că știam ce face. Bă, odată, câine. Bă, sare odată. Ok, nu-i troll. Mamă, cu spatele am nimerit armura, iau pe asta. Nu mi-a pus nimic la armură,
Poți să crezi, bă, dar te împrești dintr-o rol, bă, măcar o rundă normală pe episodul ăsta. Păi e normală runda asta, nu e nimic anormal. Nici n-aveai nevoie de armură la runda asta. Am nimerit bine prim... Bă, mai știi? Bă, mai știi? Bă, dacă ești paletin, n-am ce să-ți gata, fac. Gata, am murit ușor. Nu ți-am zis că n-ai nevoie de armură la diamantul asta. Mi l-a pus, e băiat de treabă. Bă, diamantul e diamant, punctul tău, frate, nu pot să mă joc deci, la puncte. Vezi că e 3-1, nu știu cum să-ți explic. Hai că 3-1, bă. Ia uite-te în chesturi. Hai, ce slab ești. Mă distruge, efectiv, am doar un punct. Deci fii atent, Barbașani. Nu vreau. Zici armă să hai iau. Că m-am aruncat, pa. Bă! Îmi iau toporul de ex, lasă, toporul de ex. Am vorbit și bine pe toporul de ex. Bun, și mă duc în galben. Bă, nu te uita, bă. M-am uitat din greșeală. Ce noroc are câinele. Am cam furat. Da, să zicem că ai avut noroc că nu era nimic acolo, de fapt. Bă, pentru că practic și teoretic am văzut doar în astea două. Una din astea două să le aleg. Și pentru că am început galben. Cu albastru galben. Să merg tot cu albastru, mă. Bă! Bun. Am nimerit bine câinele, bă. Am înțeles, mi-a dat armura. Hai că ai nimerit bine dacă e. Mi-a dat bă, armură pot să-ți dau Ferrari. Un indiciu, te ajută armura aia. Mă ajută? Da, deci armura, casca aia verde e folositoare. Cum arată, ești de bun. Ce mă-s fru... Bă, sta pe ochi! Bă, nu fă nimic, ești de bun. Na, trebuie să te bați fără să vezi. Mă, hai că nu văd dacă e. Da, câștigă runda asta lejer, okay, bă. Ok, 3, 2, 1, am intrat. Aoleu, peștani, hai că mă ajută, bă, asta. Ma, da, bă, te ajută că e cu apă, cu dinstea, nu? Mă bat peștanii? Păi nu am zis că e mare inundație aici, mă, dacă tot mi-ai pus de asta. Da, am zis să nu mai fim chiar atât de hardcore și aparent chiar o nimeri, bă. Bă, vezi că de aici din chestul ăsta... Dacă nu iei bătut pe ăștia cu ochii închiși, nu prea îmi dau seama. Păi, bă, eu mă bat ea, mă, mincinos, roade, osul, nu mai știi, lasă-mă în pace. M-a grupat peștanii, oase. Tot eu am luat osul. Ia și roade la atunci. Eu cred că sunt mincinosul, bă, am înțeles. Fii atent la asta. Nu vreau. Ai grijă ce ți alegi, ce armă ți alegi, pentru că runda asta valorează 2 puncte, mă. Ai 2 diamante. Uite că așa zic eu. Ok. Bă, mi-am ales practic atunci cea mai bună armă. Dar nu, cea mai bună armă e sabia. Gata, mi-am luat sabia. Bă, dar tu vezi că ți-am greșit numele aici pe pancardă, dar n-ai zis nimic. Nu, n-ai greșit, că și la tine ai scris Coștini 1, 2, 8, 3, 1, 7, 9, 0. Adevărat. Mă gândeam că asta e Caterinca Tain, să te las în pace. Bă, ai luat sabia. Ai zis că valorează 2 runde, deci 2 puncte, deci trebuie să o iau pe asta. Adevărat, frate, hai să te văd. E bun. Destul de greu, sincer, unde te duce. Albastru, mov. Deci fii atent, îți mai zic un lucru. Stai așa să le răși la oameni chestiile de sus. Bam, 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 bam. Bun. Și îți mai zic un lucru. Una, la una ai șanse foarte mari să câștigi. La una ai cele mai mari șanse să câștigi pentru că ai doar un mob. Și la două ai cele mai mari șanse să pierzi. Am înțeles. Și la patra? La două ai zis. Am zis că la două. Deci hai să calculăm. Radical din beta-caroten. Ce e la caroten? Mă alegi odată, mă, nu mă mai bine, luat mă, gata, că pe MOV n-am mai mers de mult timp. Ok, nu-i capcană. Okay. Asta e bine. Armură, mamă, armură blană. Am înțeles. Da, deci calm, mi-ai pus ceva nasol dacă mi-ai pus armura așa bună. Am înțeles. Nu-i Caterinca. Bun. Hai, mă, să-l vedem. Vezi că intru. Să-l vedem dacă face față. Bă, mă bat ăstea de mosucă, bă. Hai că te bat, uite, zici tu cum stau cu capul la într-o parte, zici că-s nebune, mă. Mamă, bine că am luat sabia asta, mamă. Piantele, dar nu mă bat, cum o să te bată, mă, astea? Asta era pentru rundele alea ușoare, gen. Trebuia să le pui totem în gură. Bă, să știi, bă, asta nu m-am gândit, câtă viață mai e? Două inimioare mai precis. Mă, uite, asta era pentru rundele ușoare. Am înțeles. Voi, bă, a luat două puncte. Am deci 100 de vulpi e rundă ușoară, am înțeles. 100 de vulpi, ai avut 8 vulpi, le-am numărat. Nu fi antenă ce rundă ușoară o să spun eu acum. Hai că îmi punem, își bate joc de mine și i-am mai dat și 2 puncte. Să vedeți ce băiat bun sunt. Bă, bune. Ne pregătim pe toate, gen. Deci fii antenă, copile, da, am pregătit și le-am pregătit pe toate asemănător, aș putea eu spune. Treaba stă în felul următor. Îți recomand, deci îți zic eu așa, pentru că sunt un prieten bun, ia-ți cea mai bună armă pe care o ai. Deci nu o să regres chestia asta. Cea mai bună ar fi pickaxe-ul ăla, cred că. Da. Bă, cam ai nevoie, nu știu cum să-ți explic. Și fii antenă, pentru că sunt și mai de treabă pentru runda asta care e cea mai interesantă rundă, părerea mea. O să-ți ofer șansa să faci egalitate, așa că fiind scorul 5 la 2, sunt 3 diamante. La fiecare... Deci oriunde îi pica, ai șansa să iei 3 diamante. Ok, mă duc pe albastru. Am înțeles. Hai că... Bă, bă, bă.
deci la albastru, la albastru e nașpa, gen. Nu, okay. Sincer, nu prea contează unde te duci, te-am zis că sunt foarte asemănătoare. Bun, deci la albastru e nașpa. Trebuie să te lupți dacă vrei să ai vreo șansă. Ai zis șpa-șpa, deci la albastru e nașpa. Mă duc la roșu, mă. Bine, mă. Am sărit? Stai așa că vreau să vin să văd și eu. Aaaa, te dezbăchiesc aici la armurică. Nimerit armura, bă. Opa, armura full de iron. Bine. Hai să o punem, bam. Bun, bă, dar stai așa, game mode survival, că eram pe creative. Bine, n-are importanță că am sărit oricum, aici. Oricum aveai, deci fără armură nu făceai nimic. Dă și mie niște mâncărică, frate, că nu prea aș intra aici fără o gură de mâncare. Bă, să știi că ți-aș da chiar mai multă mâncărică, poate o să ai nevoie. Nu, că nu stai să mănânc acolo de față cu mobii, mă, că le fac poftă. Stai, înainte de toate am uitat să zic, trebuie să verifici chestul. Ce chest? Chestul dinăuntru o să-l verifici. O să vezi tu despre ce-i vorba. Trebuie să deschizi chestul? Da, înainte să te bați, practic. Bă! Ok, bă! Hai de la chest, ia din chest. Gata, am luat. Bun, nu diamantele, chestia e la altă. Am înțeles, deci diamantele încă nu le iau. Și cred că știi ce e de făcut, da? Bă, ești paletin. De ce, mă, frate? Ne distruge asta toată harta. Ei, na. Păi și cum sunt eu în stare să-l bat pe ăsta? Explică-mi tu mie. Lumea, mă, vină înapoi că aici ai mobul cu care trebuie să te bazi. Aoleo! Stai de capul tău. Doamne. Zi-mă, cu cine mă bat? Era un urs aici, tu nu l-ai văzut. Hai că era un urs aici, poate mă bate. Deși și un panda aici. Bă, alo. Gata, bă, s-a descurcat. Acum trebuie să te bazi cu Iderul. Bă, totuși, vrei să-l spawnăm la sfârșit să vedem ce face aici? Bă, l-am pus! Mamă, e periculos. Bă, deci nu știu dacă trebuia sau nu să mă bat cu ăsta, dar știi ce am făcut? Am luat diamantele și am plecat, frate, egalitate. Am vrut doar să bag spaima în tine, ronda asta știam că o să iei oricum. De unde știe că o să iau? Pentru că mă așteptam să bagi și tu un urs polar și un panda până la urmă. A, bine, adevărat, dar dacă intram în altceva și dădeam de unde Ender Dragon, de la ce făceam, mă? Adevărul e că dacă n-avea... Păi nu, că în toate era Wither-ul și ceva mob după aia. Am înțeles. Numai că mobii am pregătit asta, după, practic. Asta a fost schema ta, să înțeleg. Bine, stai să-mi bag diamantele aici. Deci este egalitate și vom avea o rundă de partajare. În la care final tot trebuie umilesc. Să te bat cu Idor oricum. Hai că mă bat cu Idor. Pentru runda de departajare, eu i-am pregătit aici pantalonului partea roșie, groapa roșie și el mi-a pregătit mie groapa albastră. Bine, încă o pregătește, eu habar n-am ce pune el acolo. Și haideți să vă arăt ce i-am pus. Deci am fost de treabă și i-am pus aici. Așa, i-am pus așa, i-am pus tot ce trebuie, gen, nu, eu zic, nu vreau să zic ce i-am pus pentru că practic o să mă audă. Și aici, ceva simpluț, așa, ca să fie bine, deci am fost super de treabă cu el și să vedem dacă și el va fi super de treabă cu noi. Și nu am zis un lucru, va trebui să luăm toate itemele din chest, adică el are 4 iteme și eu am 3, bine, o să renunți la un item, pentru că tu o să ai 3 iteme și eu o să am 3. Bun, pantaline, mai ai mult acolo, mă? Gata, aș putea spune. Ești gata? Da. Ok, păi atunci vino sus. Hai că-s gata dacă e, că ți-am scos că... armura. Ți-am pus prea multă armură. Ce, mă? Da, am mai scos eu din armură. Bă, ia vezi, mai grijă ce vorbești. Bun, vreau să renunț la un item de aici. Eu nu vreau. Eu vreau, hai de renunț. Păi logic o să renunți la lopată, nu? Ok. Aruncă. Aruncă tu, tată. Bun, deci ți-am luat lopata. Și le iau pe toate 3? O arunc. Și le iei pe toate 3 și cu astea ne luptăm. Game mode survival. Bun, o să ne băgăm amândoi odată. Bam. Și Dumnezeu cu mine, mă, ce-o fi, o fi. Bă, deodată, vrei sigur? Nu, mă, hai, mă bag eu primul, fii atent. Bine, nu. Bine, mă, hai tu primul, hai. Hai că mă bag eu primul, fii atent. Vezi, dacă iei armura, câștigi, dacă nu, nu știu ce să zic. Bă, ai zis că mi-ai scos armura. Păi nu toată. Opa! Da, mă, n-am scos toată armura. Dar ce arme ai? Ce arme mai ai? Ceva ca lumea? Am sabia asta. Păi batele... Lopata și toporul. De asta să-mi pun lopata la final ca să fie treaba bună. Eu cred că pe episodul ăsta am fost prea de treabă. Zombalanda! Zombalanda! Vezi că și eu am fost de treabă cu tine, bă! Bă, bate Zombalanda! Mă bat ăștia! Ok! Bă, alo! Bă, mai sunt mulți, mă? Păi eu știu, frate. Ia. E apocalipsa zombie. Aoleo,
asta mi l-ai pus după colț să stai la colț să-mi dea la tâmplă. Ce-i asta, tâmplar? Bate, bă, am pus prea de treabă, bă. Bloc de diamond! Mame, ți-am pus un diamant amărât, dar e bine? Am înțeles. E bine, hai să, hai să te vedem și pe tine, mă. Du-te, mă, de aici. Asta e unde trebuia să mă duc, la roșu, hai, așa la ai? Roșu, frate, dar când ești gata, eu nu-s gata, mamă. Deci dacă ai pierdut acum, te-am distrus, ești gata, ești pe șpa. Probabil că am pierdut la cum te cunosc pe tine. Hai, frate, mi-o aruncă-te. Bă, nimerești la armură. A, nimeri la armură, ok. Hai, eu pierd dacă e. Ia uite ce are pe el. Ia uite ce mai am aici. Ia uite, are măruțul. Bun, a băgat măruțul. Bun. Mă, dacă tot îți full gol, mă bat și cu ăsta de gol, deci nebun. Ia, mă, ia. Hai că mă bat dacă e. Bă, 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 două hituri. Ce, mă? Trei hituri mi-o dat cu tot cu armură și măr. Poftim? Mă, ia și mai puternici mob din Minecraft? Bă, nu știu ce s-a întâmplat, dar... Uite-te și tu, mamă, și mai și mor greu rău. Ai intrat și cu încredere toată peste... Bă, nărășesc să omor unul! Mamă, și am crezut că-s puțin, gen... Am înțeles. Eu am crezut că-s puțin și, gen, nu știu, oricum o să iau și diamantul tău pe care l-am pus acolo, pentru că practic am câștigat și o să iau toate diamantele, o să pun sechestru... Că e try hard. O să pun sechestru pe toate diamantele, nu mă interesează, frate. Eu am zis că am fost de treabă, ți-am pus măr de aur. Nu-i vina mea că n-ai fost în stare să te bați cu ea. L-am mâncat. Deci am făcut rost de 11 diamante plus un bloc de diamond. Am bătut, am supraviețuit, am ales groapa corectă chiar. Pandării nu a ales groapa greșită, dacă pot spune așa. Cam asta a fost episodul. Nu uitați de un like, un share, un subscribe și pe data viitoare. V-am pa și v-ați salutat pe toți, mă, și pa, și pa.